Începând de luni, 17 august, în municipiul Câmpul Lung vor demara lucrările de reabilitare a bulevardului Pardon. Anunțul a fost făcut de edilul Liviu Țăroiu la Muscel TV în cadrul emisiunii Cu cărțile pe față. Hai să vedem ce gândire avem pentru viitor. Eu am mai multe pregătite și proiecte în curs. Țin să vă spun că de luni, asta și pentru viitor și ce ne propunem mai departe, de luni voi da ordin de începerea lucrărilor după 17, pentru Bulevardul Central până la Crețulescu, până la Nicu Leonard și poate lucrările după centru. E contractat, avem toate avizele, avem totul. Nu am dat drumul, puteam să încep de acum 3 luni, nu am dat drumul, că am forțat constructorul, care e același care a făcut și piața primăriei și țicălui unde lucrează la această oră, și am avut cu el discuții că dacă nu forțează, să nu-i mai dau un alt câmp de lucru, să-mi ia lucrătorii și de unde sunt, ca orice constructor, când îl bagi prima dată în arătură, ia banii aia, că da. Ia cu utilaje, ia mai repede și după aceea te lasă în partea cealaltă. Potrivit primarului, lucrările vor începe inițial pe zona pietonală, urmând să continue pe zona de circulație autoturismelor. Acesta a mai precizat că se va lucra alternativ, astfel încât nu va fi închisă total circulația. Vom face întâi bulevardul pietonal, da. Lăsând cele două străzi stânga-dreapta să se poată circula. În momentul în care îl avem bulevardul pietonal apt de circulație pentru cetățeni, vom începe pe rând o stradă Republicii, probabil prima, sau Negru Vodă, nu are importanță care e prima, care e a doua, dar vom începe din jos, de continuarea lucrărilor pe Republicii și Negru Vodă, ce le-am făcut acum 2 ani. Ca noutate, în zona Bisericii Sfântul Nicolae va fi amenajat un sens giratoriu. Vom face un sens giratoriu în capătul bulevardului de sus, la Sfântul Nicolae. E prevăzut și la Bărăție, dar scurtăm prea mult bulevardul și probabil că nu prea merge ca lumea și aici va trebui să lărgim piaseta asta lângă Sfântul Nicolae, Casa de Cultură, și un sens giratoriu, ca să nu mai fie... În afară de această modificare, am mai suferit modificări proiectul, pentru că ne spuneați într-o întâlnire anterioară că mențineți ideea aia cu modelul acela pe pietonal din Dale. Și mențin ideea, da, mențin ideea. Având în vedere faptul că lucrarea a fost câștigată de aceeași firmă care a executat modernizarea pieței primăriei, dar și lucrările de la podul de la Apa Sărată, rămâne de văzut dacă de această dată termenele vor fi respectate, pentru ca disconfortul câmpulungenilor să fie minim.